Salut și bine ai venit sau revenit pe acest canal, eu sunt Manuela, ne puteți urmări și pe Instagram cu același nume, eu sunt Manuela Acolo încerc să postez destul mai des de fapt decât aici și mai multe chestii decât pe, pe YouTube sau unele chestii pe care nu le pun pe YouTube Bun, în clipul de astăzi avem produse terminate pentru că mi-a fost cerut un astfel de clip și pentru că în ultimele Maxim două săptămâni, am uh, terminat mai multe produse. Am zis hai, repede să le strâng și să fac și un uh, clip de empties. Așa că le voi lua pe toate pe fiecare în parte și uh, haide să vedem ce s-a terminat. Cred că voi începe cu cele alimentare. Am așa. Am uh, lapte de 3,5% grăsime. Un litru pe care noi îl cumpărăm de la Pilos, de la Lidl, este oricum făcut la Cluj-Napoca, în România. Consumăm astfel de sticle, mai nou, pentru că Iris a început să bea și lapte de vacă un biberon pe noapte, pentru că nu este mult mai uh, ușor așa. Îl pun de uh, seara în biberon și pe la 2, 3, 4, când se trezește, tot mai bun. este tot mai bun să îl dau. Și atunci consumăm, uh, cred că, două sticle din astea la... 3 zile, ceva de genul, pentru că... Nu, două sticle la patru zile. Pentru că ei dau maxim de două ori dintr-o sticlă. Și bea cam 210 ml. Așa că ăsta este non-stop la noi în frigider. Bun, ce am mai consumat? Aceste pișcoturi, tot de la Lidl. Să știți că mie îmi plac. Eu le folosesc doar pe acestea. Noi acum le-am... Le-am câștigat cu aplicația Lidl Plus. Au fost gratuite. nu știu dacă persoana care mă urmărește pe ce mai mâncăm noi azi mă urmărește și aici și vrea mereu să mă corecteze sau să devin din ce în ce mai bună. Da, poți să câștigi produse. Mi-a atras atenția că l-am câștigat în mod gratuit. Poți să câștigi produse pe care să le plătești parțial sau să plătești transportul la ele sau să nu fie chiar total gratuite. Bun, deci asta a fost total gratuit ca să răspund și unui astfel de comentariu. Și, ca și preț, eu cred că încă este cel mai bun preț de pe piață, pentru că am vrut să iau atât de la Oșan și ăsta e acum este în jur de 6 lei la Lidl și când era el vreo 5 lei, cred, la Oșan era sărea de 10 lei, pachetul de 400 de grame. Deci, mie-mi plac ăștia și doar pe aceștia îi consumăm de foarte mult timp, cam de când i-am descoperit la Lidl, deci de foarte mulți ani, asta să zic. Bun, aici avem înghețată, un mix de înghețate, de patru înghețate, de mini înghețate, pentru că sunt mititele. Avem cutia, le-am luat săptămâna trecută și mai avem încă din ele, dar fiind mici se termină repede și sunt destul de bune. Îmi place și cea albă și cea cu migdale, cea neagră nu mi place mie, dar sunt bune, sunt chiar bune la gust. Și, cum să zic, concurează cu alte morci mai cunoscute decât ce este asta de la Gelati. Ce de la Gelati. Asta este înghețata mea preferată cu care caramel sărat. Sunt cornete, sunt șase cornete. Acum costă cred că în jur de 11-12 lei la Lidl. Am luat tot așa ca să avem un congelator. Evit să țin foarte mult înghețata în congelator pentru că prinde gust la de congelator, nu știu, pentru că eu am multe legume în congelator și probabil că de asta se transferă gustul, nu știu, nu-mi place gustul la de congelator. Dar nicio problemă că astea s-au consumat repede. Mai am ce mai am la alimentare. A, mai am mascarpone, da, că dacă am avut pișcoturi, am și mascarpone. Mascarponele ăsta este de 500 de grame. O folosesc de la Lidl. O folosesc la tiramisu, o folosesc la cremele de tort. cam în orice cremă pe care o fac și folosesc mascarpone. Îl folosesc acest tip pentru că la fel este bună la preț și este și bună ca și brânză. Evit să consum sau să folosesc alte tipuri de de mascarpone de la alte firme pentru că nu știu cum sunt. Pasta o folosesc mereu și mă bazez pe ea și chiar e ok la preț. La fel, e mai convenabilă la Lidl față de alte mărci. Hai să trecem tot la alimentare, tot la alimentare. Am avut aceste mixuri, acest mix de mini ciocolate care sunt cu cocos, cu biscuite, cu caramel, în fine, tot de la Lidl. Eu, eu vă zic Lidl pentru că Lidl este la 3 minute de scara blocului și noi pe acesta îl folosim. La fel, astea le-am câștigat cu aplicația Lidl Plus. Uh, și uh, mai avem câteva, ce drept, Asta mai avem câteva, le-am amestecat cu acestea. unde e capacul de la asta, oare? Uh, Nu-l găsesc, Caban. Cu acestea, tot așa. Sunt uh, mini-ciocolate și uh, uh, sunt foarte gustoase astea. Am, uh, am uh, servit colegii la muncă și chiar au plăcut foarte mult. La fel, concurează cu alte firme mult mai cunoscute. Uh, acestea sunt de vreo trei feluri la Lidl. Asta este cu milk și dark chocolate. Dar uh, găsiți și doar cu milk sau doar cu dark sunt trei variante, știu, sigur. Așa că avem și uh, ciocolata de la Lidl. Avem cafea, cafea Aili. Asta am luat-o de la Profi. A fost, cred că, în jur de 14 lei ceva de genul. Am luat-o la ofertă. Am luat-o pe aceasta și pe aceasta. Eu sunt băutoare de cafea. Aș putea să zic în răit în ultima vreme pentru că am ajuns la trei uh, cești pe zi. Da, eu o beau cu lapte practic jumate cafea, jumate lapte și cred că își pierde din tărie și de-asta și beau, cred că multă. Deci am terminat două de Illy. Bine, vă zic că eu am terminat mai multe, dar astea le-am păstrat. Un Gold Lungo de la Lidl și tot de la Lidl un Ristretto. Astea sunt pentru capsulele, pentru aparatele Nespresso. Așa, mai avem ceva. Aici în cutia asta deaptă mi mine, am început să le strângem și să văd dacă mai am ceva de mâncare aici. Mai am le scot așa. Mai am și o cutie de lor. ă uh, intensitate 7. Asta așa tot capsule și ce mai am aici? Astea cred că sunt nealimentare Și o cutie de aptamil Asta pentru Iris Are 1200 de grame Am găsit-o la BBT la 89 de lei Iar în Oșan exact în acea zi Era 83 de lei um, Va trebui să le facem stocul Pentru că deja am desfăcut a doua cutie A doua pungă are două pungi Într-o cutie din asta de 600 de grame Și striem Um, o am uh, alternat cumva între aptamil și hip pentru iris, așa că acum nu știu dacă o să-i luăm top aptamil sau îi mai luăm hip. Am, am aici prosoape de bucătărie, luate de la Oșan. Când am fost la Oșan am luat două astfel de, uh, de, două pachete din astea, sunt câte două role de, cu două straturi. Nu mm, să zic, nu prea am plăcut foarte mult, pentru că noi le folosim pe cele de la Lidl. Am aici, le-am pe astea cu tot în două straturi, patru role care s-au scumpit extraordinar de mult, s-au făcut 8 lei. Dar să zic că sunt mai bune decât cele de la Oșan. Dar la Lidl mai nou le-am descoperit pe alea cu trei straturi. Într-adevăr, sunt mai bune, sunt mai rezistente, dar sunt și mai scumpe. având în vedere că eu folosesc foarte multă hârtie, foarte multe șervețele. Mergem și pe varianta cu două straturi. Deci sunt bune. Re, le recomand pe cele de la Lidl. Bun. Tot uh, pentru Iris am luat acești pants de la Huggies. Noi folosesc acum Huggies și Lupilu. Uh, ori pants, ori pampers, dar de la Huggies doar pants am mai luat în ultima vreme. Acestea sunt numărul 5. I-am luat ultima dată din Oșan uh, la un preț foarte bun. 48 de bucăți, 54 de lei, parcă. Nu vreau să nic. Aveți clipul, cred, pe... da, 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 aveți clipul pe, pe canal și dacă îl găsesc vă pun un link în descriere și cum vă ziceam avem și de la Lupilu, numărul 5, ăștia sunt Pampers, Pampers, da, nu Pants. Bun, la fel, noi îi folosim cu succes, nu se irită, nu se scurge nimic, sunt ok. Din categoria detergent am, am terminat un pachet din acesta de persil cei drept, eu folosesc uh, două tipuri de detergent de obicei. Adică persil cu omo sau persil cu ariel sau persil cu alt tip de capsule, că mai am folosit și Savex și Tide. Acum am persil și ariel. Uh, și am desfăcut punga aceasta și mai aveam câteva pernuțe de ariel. Uh, dar um, am observat că totuși arielul spală puțin mai bine față de persil. Adică când pun o pernuță de ariel și una de persil, se spală mai bine față decât dacă aș pune două de persil. Așa, ce mai avem? A, avem bureți de uh, sârmă. Aba, nu, nu sunt de sârmă, scuze. Uh, sunt bureți de la Lidl. Nu-i folosesc în măsuri, pe aceștia. Sunt 10, Eu de obicei iau pe cei de 6, dar acum i-am luat pe cei de 10, pentru că eu și schimb foarte repede. Întrevăr, cei 6, parcă cei la pachet de 6 rezistă mai mult, sunt și mai groși, dar am vedere că eu nu vreau să-l țin foarte mult, că nu-mi place să, să fie îmbâxit sau să miroasă, sau mai ales dacă eu fac multe alaturi și dacă șterg spor castronul de cocă, rămâne pe partea cea mai abrazivă și nu-mi place cum este. Deci merge și pe varianta asta de 10 bucăți de la Lidl pentru că îi schimb frecvent. Avem aici tablete pentru calcar. Noi îl folosim la, la expresorul de cafea și la, nu știu, la ibric sau mai punem, nu știu dacă la mai folosim la altceva, dar știu că la, la aparatul de cafea și la ibric folosim aceste capsule de la Lidl. Nu știu dacă sunt în mod frecvent. Noi le avem de mult și acum s-au terminat. Nu știu, mai zi, nu știu dacă le găsesc în frecvent. Uh, mai am acest pachet de la dischete de machiante. Astea știu că l am luat din tei de mult timp, 120 de bucăți. Și s-au terminat. Au fost ok, mi-a plăcut că nu s-au scămoșat. Uh, mai am aici, am luat acest uh, ziceți, uh, sticky notes. Uh, și mi-a plăcut bleu și roz, Asta le-am luat ca să-i pun Rebecca -i la pachet dimineața câte un uh, mesaj sau uh, da, am bine, mesaj, un mesaj de dimineață <gă> pe care să-l găsească în cutia cu mâncare și uh, i-am pus câteva până acum și uh, um, întâmplarea a fost ca eu să folosesc roz și Lucian să folosească bleu și a fost destul de ieftin, vreo 80 de bani de la Oșan. Un săpun Baby Dove, Rebecca este fan săpun tare, solid, așa, solid. Noi folosim foarte mult săpun lichid, dar avem permanență și un săpun solid. Și acum avem dav. Pentru fete am avut acest șampon de la Mustela, pe care l-am folosit în paralel cu Hip, pe care nu îl am aici, îl am la baie. Mi s-a terminat și acela, o să-l aduc. Uh, îmi place, dar eu încerc uh, și la Rebe, dar și la Iris să nu uh, le învăț pe fete cu doar cu un anumit tip de produs ca să nu aibă, nu știu, uh, corpul de suferit sau să aibă schimbări majore atunci când schimb detergentul sau uh, șamponul, săpunul. Și atunci merg pe Mustela și pe Hip. Momentan uh, pentru gel de duș mai folosim și de la Lidl marca lor proprie. Aici avem o apă de gură. Mă uitam să văd dacă este pentru noi sau este a Rebecca. Este a noastră, pentru că avea și Rebecca la un moment dat. Lucian folosește foarte mult apa de gură, eu nu prea o folosesc cei drept. Avem și o pastă de dinți, noi pe aceasta o folosim, suntem fan Uh, parodontax am mai avut la Calut, cred, și e ok am avut Oral B și este îngrozitoare, deci pentru noi nu, nu e de noi, deci e clar uh, dar trebuie să le schimbăm din când în când și am mai avut și Elmex ultima dată am avut Elmex înainte de Parodontax iar această Elmex este are becăi, a terminat-o, Elmex Junior acum trebuie să iau ceva de la ei, de la fel ca să le alternez și la ea. Periuță de dinți de la Lidl. Eu am și electrică, dar nu prea o folosesc, sincer, pentru că îmi sângerau gingiile. Încă nu mi-am uh, făcut toată dantura, mai am de lucrat la niște cari. Așa că, după, probabil că o voi folosi cu succes și cea electrică, dar îmi place foarte mult și aceasta standard. Mai ales îmi place că uh, această periuță de dinți de la Lidl are căpăcel, ca să stea perii în. În căpăcel. Așa, mai avem uh, hârtie de copt pe care eu o folosesc cu succes de la Lidl. Îmi place că este deja porționată. Am mai avut una din jumbo pe care trebuia să o tai mereu. Era bună și aceea pentru că tăiam uh, cât aveam nevoie. Dacă aveam nevoie pentru o tavă mai mică, era ok că o tăiam. Dar îmi plac foarte mult și acestea pentru că sunt deja tăiate și nu mai nu mai pierd timp cu tăiatul. Avem acest puman de baie pe care l-am câștigat la fel cu aplicația Lidl Plus și care face spumă foarte bine, foarte, chiar foarte multă. Adică nu este nevoie de foarte mult produs ca să facă spumă și miroase și bine. Deci ne-a plăcut și mie și Rebecăi. Mai am aici un pur um, care s-a terminat. 40 ml, ci drept eu nu prea sunt fan pur dar pe acesta l-am primit, îmi place mai mult Fairy, cei drept, nu știu, poate că m-am obișnuit eu cu el sau nu știu ce să zic, am înțeles că și nu ar fi bun, dar nu l-am încercat. Acest balsam este pentru Rebecca, pentru că are părul foarte des, foarte des și se încurcă foarte repede și i-am luat din întâmplare acest balsam, are 250 ml, de la Lidl și uh, chiar trebuie să mergem la Lidl să îl recumpărăm pentru că îi face bine, îl își dă doar pe vârfuri. Pentru noi avem acest șampon de la Vichy pe care îl folosim la fel cu succes pentru mătreață. Acesta este, cred că este tratamentul de 4 săptămâni. Da, uh, se folosește 4 săptămâni, după care trecem la varianta de șampon. Uh, și după ce terminăm încă o sticlă de asta de șampon, trecem iar la acest tratament. Și așa am ținut-o, o ținem de primvară, primăvară-vară. O ținem așa și am scăpat de mătrață. Momentan este sub control. De ce recomandăm? Este în jur de 50 de lei, 51-52 la BBT. De acolo îl iau, nu știu, în alte farmacii. Și am mai terminat și o rezervă de săpun lichid de la Sien, de un litru. mi place asta cu miere. Și drept, lidl nu are foarte multe variante, deci la Sien avem Milk și, nu știu, aloe vera și nu mai știu ce, în fine, mie nu-mi plac celelalte sortimente, dar uh, momentan ne spălăm cu el, e bun și ne facem treaba. Vreau să zic că așa totuși să ajung la metro și dacă ajung la metro aș vrea să mai schimb, să văd ce iau, dacă mai au și detergent și alte chestii, dar trebuie să-mi fac listă uh, cu ce avem nevoie. Acestea au fost produsele terminate în ultimele două săptămâni, să zicem. Uh, și uh, mulțumesc de vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Vă aștept în rubrica de comentarii dacă aveți ceva de comentat, de adăugat. Și spor să aveți și voi în toate. v am pupat!